Astăzi vorbim despre eșec și mai exact Cristian Rădeanu ne întreabă cum treci peste momentele în care dai greș și îți pierzi curajul. Salut cu drag, discutăm despre curaj, eșec, victorie și posibilitatea de a reuși de fiecare dată când îți propui ceva, mai exact atunci când mergi spre scopul tău, cum faci ca să poți să ajungi cu siguranță la el și să nu dai greș de destule ori până nu ajungi la victorie. Victoria nu există dacă nu există posibilitatea eșecului, motiv pentru care în momentul în care mergi pe un drum care ține de succes, este important să știi că dacă n-ai suficiente eșecuri, n-ai nicio șansă ca să ajungi la o victorie de care să te bucuri. Deoarece noi ca și oameni am fost învățați ca să ne bucurăm, făcând diferența între bine și rău. Putem discuta despre bine și rău foarte mult, este o temă foarte largă, deoarece aici ce este bine, la alții poate să fie rău. Și mai departe, diferența între cele două îi face pe unii să fie nefericiți toată viața. Sunt persoane care fug după binele absolut, fug după dreptate, fug după aceste lucruri care nu au o definiție clară și starea lor de ambiguitate ne face ca să nu descoperim pe parcursul unei vieți dacă avem dreptate sau nu, clasând un lucru ca fiind bine sau rău. În momentul în care discutăm despre eșec, discutăm despre posibilitatea de a învăța, deoarece fără eșec nu ai cum să înveți. În momentul în care ai foarte mult succes, după succes, după succes, după succes, ai impresia că ești foarte bun, ai impresia că le știi pe toate, uiți de faptul că poți să dai greș, uiți de faptul că poți să pici, moment în care exact aia se întâmplă. Cu cât ai mai mult succes fără să înveți ceva din el, cu atât te apropii de o prăpastie, de o cascadă, din care nu mai poți să ieși decât dacă, din nou, pășești pe treptele care te-au dus până acolo. De aceea mi-este drag să vorbesc despre curaj, deoarece am scris și eu o carte la 23 de ani. O carte pe care o recomand tuturor celor care doresc să înceapă o afacere, să înceapă un business, pentru că și eu eram la început. La 23 de ani am deschis propria afacere, prima dintre cele care au urmat, și acea activitate se referea la seminarii de instruire. Ceva din lucrurile pe care le-am învățat eu, le-am aplicat pe partea de succes, pe partea de obiceiuri sănătoase și care au funcționat atât în cazul meu, cât și în cazul mai multor tineri care, mai departe, au făcut bani mulți într-o perioadă foarte scurtă. În 2007 a fost reforma pensiilor private obligatorii, iar în această reformă eu am câștigat 80.000 de euro în 4 luni, la doar 23 de ani, iar ca urmare acestor câștiguri, am putut să-mi deschid propria afacere, să am bani pentru a mă susține în următoarea perioadă, însă cred că a fost una din acele afaceri pe care le poți face cu bani foarte puțini, deoarece în mare parte banii pe care am avut din 2007 i-am investit în mașini. Nu spun să faci ca și mine, ci spun că aceea a fost motivația, visul și plăcerea pentru care am ajuns la acei bani. Iar mai departe, a trebuit să mă recompensez pentru a mă bucura de reușita pe care am avut-o. În cazul în care vrei să știi mai multe lucruri despre curaj, îți recomand să citești cartea pe care am scris-o. E o carte subțire, rapidă, ușor de citit, pentru că am considerat simplitatea mai importantă decât cantitatea. Suntem bombardați de foarte multe informații, nu știm pe care să le credem, nu știm pe care să le luăm. De aceea am scris o carte exact după ce mi-am cumpărat una din mașinile care îmi vor rămâne în amintire toată viața, deoarece a fost o bucurie mare. Știu că am și lăcrimat puțin în momentul în care am luat-o de la reprezentanță, de la 0 km, un BMW X6, exact când a apăruse, motor 4.4, iar când am apăsat accelerația, am simțit un lucru de care o să mă bucur toată viața. Și cred că toți banii care i-am plătit, 120.000 de euro pentru acea mașină, au meritat pentru că mi-a dat sentimentul pe care nu pot să-l mai repet la o vârstă foarte fragedă, să simt succesul și să simt bucuria de a reuși răsplata unor acțiuni grele, pentru că înainte să fiu un X6, la 24 de ani am cumpărat, în septembrie, la 23 de ani, tot în septembrie, dormeam în corturi la marginea Bucureștiului împreună cu vreo alte 20 de persoane, pentru a face adeziuni în reforma pensiilor private obligatorii
și pentru a merge în Ferentar, acolo unde nimeni nu mergea și nu-i făcea plăcere să încheie adeziuni. Așadar, am plătit un preț cu un an înainte ca să mă pot bucura de o minunăție de mașină și să am acele bucurii pe care majoritatea nu o să le aibă, pentru că majoritatea nu doarme la cort la marginea Bucureștiului, nu merge în Ferentar și nu se decade atât de jos pentru ca să facă niște bani. Pentru că ei nu sunt lacomi, sunt oameni decenți, dar Doamne feri să ajungi cu ei la biserică, să stai la coadă la anaforă, că te îmbrâncesc toate babele, moșii și alte nații de oameni ca să primească 3 bucățele de pâine luată de la prozar și sfințită în altar. Este important să fii flămând pentru a putea reuși, este important să ai un scop pentru a putea reuși și este important să ai curaj acolo unde majoritatea nu are și chiar este important să vezi ce face majoritatea ca să face opus decât fac ei, deoarece cred că e cea mai rapidă rețetă, fără a ști prea multe lucruri, de a reuși în viață. Ce face majoritatea? Să nu faci, să faci opusul, ce mănâncă ei să nu mănânci, cum se îmbracă ei să nu te îmbraci, cum învață ei să nu înveți, ce citesc ei să nu citești și așa mai departe, pentru că altfel ajungi unde ajung toți. Nu spun că este rău, spun că pentru cine își dorește acest lucru este în regulă, poate să facă mai departe, dar nu cred că sunt cei care urmăresc acest canal, acest video, pentru că majoritatea nu urmărește genul acesta de informații, pentru că sunt informații aiurite, sunt povești, teorii, păreri și probabil că în ochii lor eu ceea ce fac aici, fac pentru ca să mai câștig 3 lei, să-mi plătesc benzina la Urus pentru, de fapt, pornirea la Urus, dar și aia este mai scumpă. Dar ce mai contează? Pentru că noi nu suntem aici pentru ei, ci suntem aici pentru cei care doresc să evolueze. Iar întrebarea care mi-a fost adresată se referea foarte mult la curaj și vreau să spun că curajul nu este ceva cu care poți să glumești. Dacă nu ai curaj, trebuie să-ți faci curaj. Iar acest curaj îl faci având un scop. În cazul în care nu ești sătul de sărăcia în care ești, nu ți-e rușine de locul în care încă te mai afli, este foarte greu ca să ai suficient curaj, putere să mergi mai departe, acolo unde ceilalți se opresc. Cum treci peste momentele în care dai greș? Foarte simplu, mergi la altele în care dai greș. Eu cred că într-o afacere, orice afacere ar fi ea, orice domeniu ar fi el, dacă nu-l schimbi și rămâi pe același domeniu, este chiar un avantaj mai mare, ai nevoie de 10.000 de ore de activitate ca să devii bun. Fără 10.000 de ore de activitate, ești un amator de afaceri, ești un amator în acel domeniu, indiferent care ar fi el. Dacă cumva lucrezi în 3 domenii, trebuie să ai 30.000 de ore. Dacă lucrezi în 2 domenii, 20.000 de ore. Dar să crezi că tu ești înzestrat și ceilalți sunt proști, este doar să fii ignorant când ceilalți se uită la tine și se miră cum de mai mergi pe un drum din care tu niciodată nu o să ieși la destinația dorită. Cum treci peste momentele în care dai greș? Mai multe momente în care dai greș și mai multe momente în care dai greș. Scopul e să dai greș. La început, scopul tău este să dai greș de 10.000 de ori. Dacă poți să faci lucrul acesta, de 10.000 de ori să dai greș, ei bine, cu siguranță vei ajunge la succes. Când îți pierzi și îți pierzi curajul. Curajul nu se pierde. Curaj ai sau nu ai. Curajul este o caracteristică a oamenilor puțin sclintiți, puțin duși, oamenii anormali. Și este un lucru bun, pentru că nu ești ca și majoritatea. De aceea, atunci când majoritatea stă și le este teamă să înceapă o activitate, să riște într-un domeniu, trebuie să faci pasul înainte și nu doar să faci pasul, să dai dovadă de curaj, ci să dai dovadă de perseverență. Eu înțeleg că tu îți pierzi curajul, dar e normal curajul la un moment dat să îl pierzi, că n-ai nevoie de el. De el n-ai nevoie doar să începi. Dar după ce ai început, ai nevoie de perseverență și pe lângă perseverență, ai nevoie de răbdare. Dar despre aceste 3 lucruri discutăm într-un alt vlog, pentru că sunt 3 lucruri importante cu care trebuie să te înarmezi: răbdare, perseverență și încredere, pentru a putea reuși și ajunge la destinația ta.